Simți fotbalist pe un asemenea stadion și mai ales cu Marchez? Bună seara! Da, chiar acum am spus că mă uitam când eram în Olanda la fanii Rapidului și mi-am spus că vreau să ajung să joc pe Noul Giulești, să mă simt fotbalist. Dar astăzi am simțit-o pe pielea mea și mă bucur că am avut onoarea să joc pe Noul Giulești și m-am simțit fotbalist pentru prima dată. E un moment sensibil pentru mine, pentru că nu trec printr-o perioadă foarte bună. Îi dedic golul unchiului meu, care nu este bine, familiei mele și oamenii care au stat lângă mine, suportul rapidist și lui Marius Logaru, care este masterul echipă. Dar cum e în astfel de momente? Tragi de tine? Îți dorești să joci mai bine? În unele momente jucătorii sunt protejați, în altele sunt aruncați în luptă pentru că... V-am spus, nu am trecut printr-o perioadă foarte bună și... Am dat tot ce e mai bun din mine pentru că trebuie să fac asta pentru suportul Rapidului, pentru mine, să-i fac fericiți. Dar sunt un copil, pot să spun așa, dau totul pentru ei să-i fac fericiți, iar când nu joc bine sunt supărat. Dar dacă voi juca bine sunt fericit pentru că îi vă face fericit și pe ei. Explică-ne un pic trăirile de după reușita ta. Gol? Da, nu știu ce a fost în capul meu. M-am bucurat enorm de mult pentru că când am simțit că nu mai pot, atunci Dumnezeu mi-a dat acest gol, să mă bucur alături de fani. Sper să creadă mai mulți oameni în mine, pentru că nu am trecut printr-o perioadă bună, dar sper să-i fac fericiți, să joc din ce în ce mai bine, să am cât mai multe reușite pentru acest lucru. Ai așteptat după special acest prim gol, dar parcă a venit în momentul ideal, primul meci oficial și un super gol. Chiar vorbim de foarte mult timp, pentru că nu am marcat, mi-au scos portarul din vincul bară, nu știu, au fost niște momente grele, dar vorbeam cu familia, chiar mi-au spus mulți că primul meu gol va fi pe Giulești, la primul meci pe Giulești. Te-ai dus spre tribună. Era cineva special? Nu. Așa am simțit să mă duc. M-am bucurat alături de ei, pentru că ei m-au făcut să marchez, ei mă fac să dau tot ce mai bun din mine. Cum spune și când ăsta era mișul din Giulești? Iubește și să nebunești, da. Eu îl iubesc Rapidul, sunt rapidist și sper să am momente frumoase. Adică așa va arăta Rapidul de acum încolo cu va fi greu, oricine va veni aici cu siguranță va fi greu pentru ei. O să dăm tot ce e mai bun alături de suporte, ei ne vor încuraja și alături de ei suntem de neoprit acasă. E o altă față a Rapidului? Se vede. S-a schimbat fotbalul românesc alături de suporterii noștri, dau culoare fotbalului românesc, se vede și ne bucurăm că îi avem noi și nu i-au alții. Probabil că dacă... Sunt pretențiile și mai mari? Normal, la Rapid mereu a fost, trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Avem o echipă bună, trebuie să facem meciul bun acum. Dacă avea stadionul ăsta de prin septembrie-octombrie, probabil era în play-off. Mulțumim!